Avocații intră de astăzi și până în 24 ianuarie în grevă generală. Decizia a fost luată după ședința extraordinară a Consiliului Uniunii Avocaților. Aceștia cer ca Parlamentul să retragă amendamentul propus de către președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului, Olesea Stamate, care vizează legea cu privire la avocatură. Modificările prevăd că apărătorii pot fi reținuți, arestați și percheziționați fără acordul în prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților. Aceștia consideră că un astfel de document atentează la independența și modul în care își desfășoară activitatea, iar dacă va fi retras, atunci vor înceta greva. Autorul amendamentului, Olesea Stamate, a declarat că a expediat ieri o scrisoare Uniunii Avocaților prin care le-a propus o soluție de compromis. Le-am propus o formulă de compromis, astfel încât în articolul 52 alineatul 2 să fie introdusă excepția, deci cu excepția infracțiunilor de la 324-326, adică coruperea activă, pasivă și trafic de influență și infracțiunile flagrante. Pentru toate celelalte infracțiuni să fie solicitat acordul Uniunii, dar înțeleg că Uniunea s-a convocat, Consiliul Uniunii s-a convocat ieri și nu au fost satisfăcuți de soluția propusă. Vom discuta în continuare cu reprezentanții Uniunii Avocaților și vom vedea care este soluția de mijloc. Odată cu intrarea în grevă generală, avocații vor cere amânarea tuturor ședințelor de judecată și nu vor participa la acțiunile de urmărire penală. Amendamentul propus de Olesea Stamate a fost dur criticat de mai mulți politicieni, dar și analiștii sau experți în politici publice. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au spus că vor contesta documentul la Curtea Constituțională. Atunci, ministrul Justiției, Serghei Litvinenko, a venit cu o soluție de compromis. Ministrul a scris că formula potrivită ar fi păstrarea imunității, însă ea să nu se aplice în cazul unor bănuieli rezonabile de săvârșirea infracțiunilor de corupție. Amendamentul propus de Stamate urmează să fie discutat în cadrul comisiei pe care o conduce, iar dacă va fi acceptat, va fi supus dezbaterilor în plen.